Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Poate ați auzit de expresia socialiști de caviar? O expresie care ironizează ipocrizia acelor politicieni de stânga care plâng cu lacrimi de crocodil pe umărul alegătorilor defavorizați, în timp ce se bălăcesc într-un lux greu accesibil chiar și celor mai bogați cetățeni. Asta înseamnă socialist de caviar, fasole și caviar. Cred că ar putea fi noua deviza liderului PSD, Marcel Ciolacu, pe care presa l-a descoperit că a zburat la Baia Mare cu un avion privat. Jet. De lux? Mare, mic? Nu, mic, deci nu de lux. Că dacă era mare, era de lux, cum ne-a explicat domnul Iohannis. Luxul trebuie să fie mare, dacă... Deci domnul Ciolacu a zburat cu un avion privat care costă 10.000 de euro pe oră ca să mănânce electoral o iahnie de fasole cu alegătorii la cantina unei fabrici de mobilă din județ. Și eu sunt foarte curios dacă cu acest prilej, vizita la cantina de sărmani, dânsul a purtat și pantofii aia cu talpă roșie, lubutanșii. Nu știu ce să zic. Pantofii de lux sau poate a găsit ceva mai bun decât că a fost lubuta. Nu, cu niște bașchi la fasole. Șeful PSD, dacă s-a dus cu avionul, dacă s-a dus cu jetul privat de lux, nu poți să mergi cu teneș de păi da, dacă n-ai intrat în fabrică, s-a schimbat. Tu la grădiniță, când erai mic, n-aveai pantofi de schimb sau încălțări de schimb? Bă, nu. Nu? Șeful PSD a fost însoțit în acest zbor privat de solidaritate cu clasa muncitoare, de domnul Mihai Tudose, șeful campaniei electorale la europarlamentare și candidat și dânsul la europarlamentare, ca să-și exprime solidaritatea cu poporul. Și de domnul Paul Stănescu, secretarul general al partidului, baronul roșu de Olt. Așa arată imaginile surprinse de un cititor care le-a trimis site-ului G4 Media. Domnul Ciolacu a postat ulterior, mă rog, i-au fost postate niște fotografii, dânsul interacționând cu muncitorii la bandă, cum interacționa cu muncitorii domnul președinte Nicolae Ceaușescu, așa cum spune colegul său de partid, ministrul agriculturii, și domnul Ciolacu după aceea s-a așezat la masă și a rupt dintr-o franzelă, a păpat iahnie și a scris așa: am fost astăzi la fabrica de mobilă Aramis, cel mai mare producător și exportator de mobilă din Maramureș. Vorbim de o firmă cu capital integral românesc. Deci înțelegeți, da? Nu sunt... Să n-avem vorbe. Veneticii străini nenorociți care vin să sugă sudoarea poporului. Nu ne vindem țara. Da, noi nu ne vindem țara, e capital integral românesc care oferă locuri de muncă pentru mai mult de 5.500 de oameni. Foarte bine, felicitări. Să nu se înțeleagă că avem ceva cu oamenii de la Aramis. Bravo lor, foarte bine, uite, fac o treabă foarte bună. Despre politicieni vorbim noi aici. Am încredere că, mă rog, viitor președinte, Consiliul Județean, bla bla. Postscriptum. De mult n-am mai mâncat o fasole atât de bună, zice domnul Ciolacu. Dar s-a riscat un pic. Avea cămașa aia albă pe el. Da. Dacă îi sărea ceva din fasole aia, era nasol. Cred că A riscat. S-a riscat. Din moment ce dânsul s-a dus cu avionul privat, eu presupun că avea și garderobă. Avea și umeraș de da, schimb? Da, cred că i-a dus și umeraș, tot ce trebuie ca să fie totul cum trebuie. Eu revin la propunerea mea mai veche. Politicienii, mai ales cei aflați în funcție, să fie obligați să se deplaseze doar pe drumurile pe care trebuie să le folosească și poporul. Adică așa, iartă-mă, cu avion privat e simplu. Dar e valabil și invers. Poporul se poate deplasa cu avion privat. Pe banii domnului Ciolacu. Adică dacă domnul Ciolacu se deplasează... Bine, dânsul acum s-a deplasat, ca să fim cinstiți, s-a închiriat avionul respectiv din banii partidului. Adică bani din donații și, sigur, banii publici dați de cetățeni ca să funcționeze partidele corect. Dar să fie și invers, cum zice domnul Zafiu. Să mergem și noi cu avionul de lux să luăm o iahnie la Baia Mare. Sau unde mai vrem noi să ajungem? Dacă vrem o ciorbă țărănească de nuntă la Constanța. De ce să mergem pe autostradă? Să luăm un elicopteraș. Da. Dar să fie mic, să nu fie de lux. Da, să cine ne împiedică? Cine ne împiedică? Să chiriem pe banii domnului Ciolacu? Domnul Ciolacu ne împiedică. Cum, cine ne împiedică? Nu urmărești? Da, domnul, deși am citit că au împrumutat de la domnul Becali. Aia a fost altă situație.
în care i-a dat domnul Becali în fapt. Mă, cu Becali ăsta nu poți face afaceri deloc. Adică, mai știi că l-a dat în fapt și pe domnul Turcescu. La da, un moment da, dat. Da, da, da. Că Turcescu a luat bani de la el și Turcescu făcea fețe-fețe. Haideți, domnul Becali, vă rog frumos. Ce? Luat bani de la mine și acum mă înjuri? Eu nu cred că e întâmplător. Așa. Și acum a spus domnul Becali că am promutat cu 500, a dat 500 de mii da, de euro. Ăștia iau bani cu împrumuși și la FINA. Cheltuie pe avioane, vezi? Da, da. A dat 500 de mii de euro la FINA pentru campania doamnei Firea. Da, e FINA, nu? Că el e nașul. Așa e, parcă așa e. Da, așa e. Da. Și doamna Firea a făcut fețe-fețe și a zis, nu, eu nu împrumut de campanie, o să-i dăm înapoi. Uh-huh. Păi aia domnul Becali a spus că pentru că am dat împrumutul ăsta, s-a schimbat legea și acum poate să joace și el pe Ghencea. Da. Nu cum... Deci, ăștia fac trafic de influență și ăla nici măcar nu se prinde. Înțelegi că spune. Nu, dar ce mai mișto e că deși el dă-n vileag lucrurile astea, nu se întâmplă nimic. Absolut, nu se întâmplă nimic. Nu e nicio problemă. Da. Revenind la domnul Ciolacu și avionul dânsului, de ce nu s-a dus cu trenul cu care merg sărmanii, da? Care merge poporul pe care îl apără domnul Ciolacu. Cred că s-a gândit târziu și n-a mai prins bilet. Da, trebuia să gândească, e adevărat, cu mult din timp trenul București-Baia Mare face ce vreo 15 ore. Fără întârzieri. Că dacă pui și întârzierele, nu știi niciodată. Păi pleca săptămâna asta, ajunge exact. Săptămâna viitoare. Să se fi dus, domne, pe șosea. Să ia mașina, la fără girofar și alte, dar să meargă cum mergem noi. Pe șosea, până la Baia Mare. Să vedem în cât timp ajunge dacă merge pe șoselele României. Da. Da, mă întreb de ce a mâncat fasole la cantină. Adică, l-o fi fomița. E adevărat. Dar nu i-a dat SGG-ul sufertaș? Că SGG-ul, Secretariatul General al Guvernului, nu mai departe de vineri, cred. Am vorbit despre cum au crescut cheltuielile cu mâncărica membrilor Guvernului de 9 ori în ultimii 2-3 ani. De 9 ori au crescut. Pe unde-i mâncarea? Să vedem. Unde, ce s-a întâmplat cu mâncarea domnului Ciolacu de vine? Cu rația de la Guvern. Unde a pus-o la frigider? A dus-o acasă? Ce s-a întâmplat cu ea? I-a dat pachet. Păi nu i-a dat pachet, n-auzi că s-a dus la cantină? Ce s-a întâmplat cu pachetelul domnului Ciolacu? Nu fi pofticios ca noi și a mâncat și sufertașul, dar a dat și un fasole că n-a putut să se abțină. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.